Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să facem un obi cu mama mea. Ea este Bună! Mama mea. Ea este Aurelia. Am făcut de asemenea un video și pe canalul meu, o să-l vedeți acolo. Poți să le zici ceva? Salutări! O grămadă de cocolix se uită la noi. Vă pupăm, cocolix! E frumoasă, nu? Așa zice toată lumea. Ce părere aveți despre mama mea, dacă e cea mai faină din univers. Acum, noi am ales aici un obi simplu, deoarece mama e nouă. Tocmai am învățat-o cum să țină mână pe tastatură și deja așa pusă, așa rămâne. Nu se mai schimbă. Așa, eu am să joc de pe caracterul lui Felix, mă vedeți? Salut! Și mama o să joace de pe caracterul meu. Deci de pe acolo, W-a să dă mergi, poți să mergi, poți să dai acolo, să vezi, așa. Stânga, dreapta, față, spate. Da. Așa, dă și în spate. Așa. În spate unde, pe S. Stai să dăm aici nou. Te întreabă dacă vrei să zboai un pet. Și acum de pe mouse. Da. Dai click dreapta. Stai să văd. Dreapta. Click dreapta. Aici ții tot timpul apăsat. Da. Tot timpul ții apăsat. A, ca să mă duc cu mouse. Așa, da. Exact. Da. Și dacă vrei mai aproape, dai scroll. Aha, nu, uite, da, nu dăm scroll. Nu trebuie. Nu. Dăm cam așa, da? Da. Așa, ia să vede. Poți să mergi față, spate și să dai, ții apăsat aici? Hai să vedem. Tot timpul ții apăsat click dreapta. A, mamă, deja a început obiul. Este, și acum de pe space sari. Da. Tot timpul sari. Tot timpul ții apăsat butonul ăsta. Stai. Nu butonul stânga, butonul dreapta. Stai, nu mai sări. Deci ții apăsat aici, uite așa, ca să-ți duci ăsta în față, că noi tot timpul vedem mai... Cam asta e dimensiunea la care trebuie să vedem, știi? Și noi ce trebuie să facem? Acum trebuie să te duci cu caracterul ăsta acolo pe aia galbenă. Stai că vin și eu din spate. Vin cu caracterul lui Felix. Deci apăsați butonul de cocolaș și scrieți-ne în comentarii ce altfel de jocuri vreți să mai jucăm aici pe canal. Și uite, trebuie să mergi, urmărește-mă pe mine. Te duci pe ăsta. Pe ăsta galben. Te duci de W, așa. Ăla din față, așa, te duci. Și te duci și stânga sau uite, poți să mergi doar în față și ghidezi de pe mouse. Stai să-ți arăt puțin. Ok, poți să dai ok. Uite, deci tu tot timpul mergi de pe ăsta din față și îți muți cu mouse, uite. Aha, unde? Aha. Nu trebuie neapărat să mai dai neapărat stânga sau dreapta tot timpul, știi? Da. Cum, e greu? Niciodată mi-au plăcut jocurile astea cu mouse-ul. Ideea este că ăsta este un joc foarte cunoscut, cocolișii deja știu. Și acum noi trebuie să mergem drept, dar vezi, trebuie foarte drept pe chestia asta, că dacă nu să cazi. Pe asta, aia galbenă, după mine. Reușești? Acum trebuie să urc pe aia sau să o înconjur? Nu, deci stai să vezi. Uite unde sunt eu. Eu sunt în fața ta aici, mă vezi? Da. Așa. Și tu mă urmărești. Trebuie să mergem, muți cu mouse-ul. Da. Și așa, și trebuie să mergi pe aia galbenă. Cartoful ăsta prăjit, cum zicem noi. Trebuie să mă urc pe el? Mergi, pur și simplu mergi. Da. Că nu-i treaptă. Așa, și mergi tot în față. Ca să-ți fie mai ușor, dai cu mouse-ul. Ca să fie exact așa drept. Da. Știi? Și acum să vedem, o să cazi probabil. Sau nu. Și acum du-te în față. Bravo! Exact așa mergeam și eu la primul meu obi. M-am picat, nu e bine. Exact așa mergeam și eu la primul meu obi. Acum ți-o păi nu-i așa, cuculicilor. Și acum te întorci, ții click dreapta, ții apăsat click dreapta. Stai. Click dreapta și dai așa. Așa. Și acum mergi de W, tot în față. Mergi, vină după mine. Așa, tot în față. Bravo, bravo. Și acum facem curba. Era să cazi? Bravo, mama, te pricepi. Super tare, nu mă așteptam. Așa, și poți să ții apăsat pe W. Știi, ca să faci pași mulți. Și acum mergem pe asta albastră. Ia, uite, urmărește-mă. Eu zic că mama se descurcă super, voi ce ziceți? Ziceți în comentarii. Acum sau sar puțin. Sar și merge în același timp. Și W și space. Așa. Cică. Yo, nu e fair deloc. E greu, nu? Și acum te întorci. Așa. Și te duci tot pe asta albastră. Pe W și space puțin. Provocare. Da. Haide că te aștept. Haide. Sar pe W și space. Amândouă deodată. Așa, perfect. Și acum du-te puțin mai la dreapta ca să nu cazi. Tot îți controlezi de pe mouse, știi? Stânga, dreapta. Mama, asta este, știi cum?
Dar hai că te-ai descurcat, deci super! Eu cred că în primul m-am descurcat mai puțin decât tine prima dată când am jucat. Doar că tu nu te folosești de mouse, știi? Mouse ajută super tare. Da, da, vezi că... Ți-ai apăsat în continuu. Bravo! Tu ai devenit o gameriță aici dacă te-ai jucat mai mult. Gameriță. Gameriță, da. Dar nu zicem gameriță ca să ne distrăm. Bravo! Uite, și acum te întorci de pe mouse. Da. Nu clic normal, clic dreapta. Da. Așa, te întorci așa. Și acum eu mă duc. Eu mă duc și sar pe astea. Dar vezi că pe astea trebuie să sari, că e spațiu liber. Și știi cum faci? Space și în față, vorba la fel. Poți să sari acolo. Stai să-ți sari eu la prima sau te descurci tu. Așa, așa. Bravo, 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 bravo. Și acum trebuia cu mouse. Acum cu mouse trebuia să te duci la... Stai puțin, de ce nu ți s-a salvat aia? A, dar nu ți s-a salvat. Hai să coborâm și o ajutăm pe mama să vină. Tot așa vin, apoi pe asta albastră. Eu, dacă facem vreo 3-4 nivele, eu sunt fericită. Așa, de mouse, tot timpul ghidez mouse-ul. Așa, și acum tu trebuie să fii în partea asta. În cealaltă, scuze. M-am zăpăcit și eu. În aia cu albastru. Invers. Mai. Așa. Acolo. Deci zic eu că o să-ți placă la un moment dat. După multe încercări, cred că o să-ți dea la des și tu acasă Roblox. Posibil. Să te joci. Că mama se joacă tot timpul. Cum se joacă, cum e jocul ăla al tău? Cu bile? De ales. Mama se joacă joc dintre la cu bile. Dai de pe telefon. Și place super tare, dar ăsta e mai fain decât la cu bilele. Nu uita de mouse. Așa, și te duci în continuu. Așa, și tot în față. Hai mai, eu zic că te descurci super tare. Nu, deja merg stânga-dreapta, stânga-dreapta. Păi da, dar știi care e ideea? Tu, în loc să dai atâta stânga-dreapta, îți controlezi din mouse. Mouse-ul e stânga-dreapta și tu mai mult mergi față. Știi? Stai să mă duc de aici. Dar ce părere ai până acum? Iar m-am dus. Stai că te duc eu. Uite, stai. Ba, da, nu e imposibil. Uite, sărim. Ne ducem pe ăsta și de pe mouse stânga-dreapta, știi? Dar noi nu ajungem mamă nici măcar la nivelul... Știi câte nivele sunt în ăsta? Nu reușesc. Stai să văd... cineva este la nivelul 390. Probabil cred că e dintre ăla cu 1000 de nivele. Uite, deci stânga-dreapta... Cu mouse-ul și tu de pe tastatură faci doar W. Da, mamă. Știi stânga-dreapta doar cu mouse-ul. Deja ai experiența experienților. Da, nu mai fă stânga-dreapta de aici, fă doar din mouse. Așa. Știi? Da. Și tu doar mergi față cu W-ul. Așa, și fă-ți exact așa. Și-ți controlezi caracterul. Dar ăsta tot timpul trebuie să-l ții apăsat. Și acum dai puțin că ești prea de jos și ți-e greu. Așa. Știi? Stai să mă duc de aici, stai imediat, ca te incomodez. Și tot mergi și sari. Deci eu zic că mi se pare super tare faptul că mama chiar se descurcă. Uite, vezi, eu am căzut. Că nu mai aveam cum să sar înapoi. Vezi că acum eu vin din spatele tău. Oh, bravo, ai urcat una singură, bravo! Super tare! Și acum... pe aproape! Hai că te descurci super! Ideea este că eu prima dată când am făcut primul video cu Obi, să vă duceți acolo să vedeți, dacă nu tot așa mă descurcam și eu, aici, pe albastru. Exact așa mergeam și eu, ca tine. Nu uita că de pe mouse dai stânga-dreapta mai mult. Așa, așa cum sari. Ce părere ai? E un pic cam greu. Și cum poți să-și vorbești între timp ce te joci? Poți să faci aici entertaining? Este entertaining, mamă, fac entertainment. Două entertaining-uri fac. Nu doar unul. Acum la stânga. Deci aici noi când ne filmăm la Coculis trebuie să vorbim în continuu. Da, ce să vorbesc, doar din erori, mami? Nu mai greșesc? Nu reușesc. Trebuie să vorbești. Vorbim. Să saluți Coculis și să-i întreb ce fac. Coculisilor, ne scuzați, dar experiența noastră este zero. Ei, eu am mai multă. Hai, mama, că te aștept aici. Te aștept pe albastru, haide. Haide, uite, că nu mai pot de nerăbdare, vreau să vii. Crezi că reușești? Acum. Așa, hai că te descurci. Sunt pe drum. Ești pe drum? Haide! Bine, vin! Haide că te joace că să-și dea drumul! Super tare! Și nu uita de pe mouse să dai ca să vezi mai ușor, puțin mai jos. Să mă duc înainte. Așa, și eu mă duc. Stai că tu vrei să mă depășești.
Wow, mama vrea să mă depășească deja. Nu, nu mai spune că nu depășesc nimic, Adiar. Ups! Așa, tot în față. De pe mouse, vezi? Perfect! Odată ce o să înveți să stăpânești mouse-ul, da, și puțin mai de sus... Faza este că... Fără save acolo, fără să apeși. Așa. Cam asta e postura la care ar trebui să rămâi, știi? Da, faza e să nu cad iar. Lasă că dacă așa te trec eu de pe alea, ca să vedem cum sunt și nivelurile următoare, ce zici? Te trec de aia, ca să te salvezi. Încercăm, mama. Ia, mai încerc o dată și să sar pe alea dreptunghiulare, la stânga, și nu uita din mouse. Totul se face din mouse mai mult. Ce interesant e, cocolicilor! Să vedem cum se distrează mama. Și acum poți să-ți opui pe chestia aia? Eu tot am căzut, sunt în spatele tău, dacă-ți vine să crezi. Tu te descurci mai bine ca mine. Oare ajungem până la nivelul 1000? Hopa! Te trec eu la nivelul ăsta. Trecem, mama. Ca să... Imposibil. Imposibil? Nu, deja... Așa, o trecem pe mama, după aceea mă trecem și pe mine. Ca să vedem exact cum e la nivelul următor. Uite așa. Aici trebuie să sari. Cumva faci și W și... A, stai că am explicat și am căzut. Dar eu m-am jucat odată un obi. Așa se cheamă jocul ăsta. Obi. Okay. M-am jucat un obi și era atât de greu încât am început să plâng. Da, plâng. Mai țineți minte, cocolișilor, când am plâns? Deci cred că m-am chinuit de vreo 50 de ori la un nivel. Și Felix deja trecuse. Hai că te trec de asta ca să se salveze aici. A, așa. Este, ăsta e checkpoint, se cheamă. Odată ce ai călcat pe bucata asta de cașcaval, da, te-a salvat. Și chiar dacă tu cazi, uite, te ia tot, da, de acolo. Și nu te mai ia de la început. Da, asta e salvarea. Și acum vin eu, așteaptă-mă și pe mine. Hai ca să pun așa zăpadă, cocolic, și cum vin. Uite așa. Și, au, am căzut! E greu să te schimbi de la un mouse la altul, că sunt mouse-uri diferite. Imediat vin. Și aici tastatura mea la laptop e diferită, știi? A, ca să nu mai zic că mouse-ul ăsta se blochează. Opa! Așa, imediat vin și eu, așteptați-mă. Uite așa, și am ajuns și m-am salvat și eu. Este! Și acum reușești să mergi la nivelul următor. Uite, trebuie să calci pe bucățile alea de cașcaval. Nu știu, nu văd. Nu te vezi? Ia, stai să mă duc eu ca să-ți arăt cum se face. A, te-ai dus deja prima, uite, sari. Așa, exact așa. Doar că trebuia la puțin mai la dreapta. Hai că te descurci. Întoarce-te cu mouse-ul în partea aia, așa. Și dai puțin mai jos ca să te vezi. Așa. Deci eu zic că mama le are în sânge, chiar ar putea să reușească. Stai să mă duc ca să nu te încurc. Perfect! Bravo, bate palma! Așteaptă, fai. Și acum te întorci pe diagonală ca să vii la astea. Știi? Uite așa. De pe, din colț. Nu! Nu-i fair, nu. Nu-i fair? Așa. Mai știi să te duci la bucățica aia? Și întoarce-te cu mouse-ul. Așa, mai... Perfect. Și acum sari. În față și... Mă în dreapta, așa cum înainte. Așa. Și de pe mouse tot timpul ca să stabilești direcția. Perfect! Și acum întoarce-te. Așa. Și mergi tot așa pe diagonală și sar când ești aproape de margine. Și ți-a apăsat W în față, știi? Da. Uite aici, în colțul ăla trebuie să duci, așa, mai în față. Și ți-a apăsat în continuu W. Și sari. Și space. Așa. Bravo! Super tare! Dați cât mai multe cocolike-uri, frate, că merită. Deci chiar se chinuie mult. Așa, ia să vedem. Te descurci tot așa. Exact așa, tăc-tăc pe aia. Tot așa cu W, ți-a apăsat în continuu W și space. Pe aproape, era puțin, trebuia mai la dreapta. Trebuia să mă mut. Trebuia, dar vezi din experiență înveți. Și acum te duci tot așa cu mouse în partea aia, că ți arată și cu săgeata în care parte. Acolo e bucățica de cașcaval. Așa. Și poți să dai mouse-ul puțin mai jos ca să te vezi vertical. În față îl dai. Așa, perfect. Ia să vedem. Haide că ținem pumnii, eu și cocolic și tot timpul cocolic și când țin pumnii, tot timpul reușim. Țineți pumnii, da? Ca să... Perfect! Dar te-ai dus prea în față. Trebuia să te oprești. Deci, cocolișilor, țineți pumnii ca să reușească să se ducă și pe a doua bucățică de cașcaval. Ia. Așa. Sar și ți-a apăsat.
Perfect. Și acum te întorci cu mouse-ul. Da. Ca să te vezi din spate. Uite așa. Și acum sar tot așa, ca și de-a trecut. Bravo! Stai să mă duc de aici, ca să nu te încurc. Și acum sar pe asta. Nu trebuie să mai înaintezi, mama. Da, da, da. Și sar exact nici la colț, la margine. Așa. Țineți-i pumnii? Vezi că dacă tot... Yes! Deci tot timpul când cocolic și țin pumnii, tot timpul reușim. E super tare! Să vedem. Bravo! Și acum eu mă duc ca să nu te incomodez pe asta la altă. Tot așa îți muți mouse-ul ca să te duci să vezi cealaltă bucățică. Ți-l muți așa în partea dreaptă. Așa! Mai. Mai, ca să vezi aia din față. Aici, în asta. Exact! Și acum exact aceeași chestie. Da. Tot așa, mamă, dar te descurci super tare! Acolo trebuie, că după aia te duci înapoi. Așa. Țineți pumnii? Mă duc un picuț mai stâng. Așa. Bravo! Yes! Deci te descurci! Bă, cum ai reușit-o și pe asta la altă? Nici măcar nu te-am văzut când. Și acum sar tot așa. Dai mouse-ul ca să mă vezi, știi? Ți-i apăsat și întorci. Așa, tot timpul trebuie să ți-i apăsat. Băi, ce te-ai descurcat! Perfect! Și acum vine aici la mine. Așa, te duci până margine și vii. Așa. Mă întorc un pic. Da? Bravo! Deci ești mega tare! Zici acolo, mama Cristina e mega tare! Vino să salvezi, că dacă nu calci pe aia, se duce. Stai. Neapărat trebuie să salvezi. Tu ai depășit-o. Faci pe ea. Nici nu trebuie să sari, doar te dai în spate, știi? Așa, acum să dai în spate. Deci s-a salvat, cred. Îți apare checkpoint, ia să vedem. Așa, ia sar puțin. Așa, deci eu sper că ne-a salvat. Super tare, frate, și acum reușești? Reușești să vii și pe astea colorate. Acum e direct numai în față, nu trebuie să mai dai aici stânga în dreapta. Ce a fost greu, cred că a trecut. Deocamdată. Așa, și dai în față. În față. Așa. Și acum vii, eu mă duc ca să-ți fac spațiu. Măi, deci se pricepe mama mea. Nu credeam așa ceva. Așa, și tot vii. Perfect. Bă, eu zic să facem mai multe videouri. Chiar te pricepi. Super tare. Opa. No, nu e adevărat. Ok. Și acum te duci în stânga. Așa, cu mouse-ul, ca să vezi tot așa din față, știi? Că mai ușor e când vezi din față. Ți-a apăsat. Stai. Așa, ți-a apăsat. Și puțin mai în față. Așa. Sau dacă vrei, puțin mai de sus. Cum vrei tu. Și nu uita să mergi drept. Acum o să mergi pe diagonală și te trezești la un moment dat că ai ajuns la margine. Haide că te aștept! Te aștept să vii! Este... Bravissimo! Plângi? Nu. Acolo, la stânga. E frustrantă când nu reușești. Da, e foarte... cum se cheamă? Așa, perfect. Deci deja ai început să ții mouse-ul ca lumea. Ești expertă, super tare. Pot să zic că ai făcut mult mai mult decât am făcut eu în primul meu obby. Mai țineți minte, deci... Să vă duceți să vedeți primul meu obby, să-mi ziceți acolo în comentarii că mama ta s-a descurcat mai bine decât tine, Cristina, la primul obby. Ia uite. Sperăm. Deci eu așa zic. Ai în sânge. Ai în sânge. Sânge de gamer. Adică să... Așa și tot în față. Înaintez. Așa, perfect. Felix o să fie mândru când o să vadă videoul. Super tare! Bravo! Așa, și pe roșu și după aia pe galben. Cred că ți-e mai greu când nu-s colorate și toate galbene. Atunci se vede mai... Uite că deja mai venit o blondină, cum zicem noi. Așa, uite ce țopă e. Este... Opa, am căzut și eu. Ai văzut? Nu, am observat că eu sunt foarte concentrată aici. Așa. Cred că mă aflu eu personal aici pe scări. Exact, nu? Nu-i nimeni altcineva. Asta zic și eu. Doar ești eu. Foarte implicat, dar mamă, să vezi când jucăm un joc horror. Zici că ești acolo, nu mai poți de frică. Ce ziceți, jucăm și un joc horror cu mama? Poate Granny ceva. Așa, hai că nu mai mult. Super, bravo. Așteaptă, mama. Perfect. Wait.
Imediat. Și acum astea la galbene, să ai grijă, să te uiți culoarea, pentru că e puțin, te păcălește galbenul, știi? Perfect! Bravo! Bă, ce gameriță este mama, pe bune! Bravo! Și acum imediat să salvezi. Stai să mă duc salvează. Bucata de cașcaval. Exact, salvează aici pe bucata de cașcaval. Perfect! Am ajuns, da? Ajuns, da. Și acum, yes, ia să vedem, yes, astea, yes. Ce se întâmplă aici, că nu știu exact nici eu cum, trebuie să ne ducem, stai puțin, cum ajungem? Acum am ajuns pe cașcaval și acum trebuie să-i dau save. Acum. Și acum poți să vii aici pe cufărul ăsta. Acum mă duc pe cufărul ăsta. Da, te duci pe cufăr. Așa, blondinuță, o duce mai la o parte. Nu, pe cufăr. Cufărul ăsta. Cu robul, cu care scrie Robux. Aici unde sunt eu. Aici, uhuu! Ca să ne putem duce la nivelul următor. Să urc pe... Da. Sari și puțin față. Așa, și acum dai tot așa cu mouse-ul ca să te îndrepți spre bucățile alea galbene. Acolo, să fii perfect dreaptă. Spate, acolo trebuie să ajungi, unde sunt eu. Pot sări? Pot sări, dar eu zic cu mouse. Perfect! Ai sărit de două ori. Ai văzut? Mama e super ambițioasă. Eu zic că o să se descurce. Deci te duci așa pe cufăr, chest, se zice în engleză, la cufăr, așa, și îți pui mouse-ul ca să vii așa, puțin mai sus, ca să vezi mai de sus. Așa, e perfect, zic eu. Și poți să vii pe galben? Dai să-mi dau un picuț să văd mai bine. Da. Așa. Și poate dai puțin mai la stângă ca să-ți fie spațiu mai mic de... Așa, perfect. Bravo! Și acum tot așa întoarce-te și fă-te perfect dreaptă, întoarce-te cu mouse-ul. Ca să vezi drept. Așa! Și acum știi exact pentru că ai mai făcut chestia asta. Doar că astea sunt puțin mai late. Știi? Așa, perfect! Ce tare ăsta-s cartofi prăjiți cu cartofi cu ketchup. Ăsta roșu și galben. Așa! Bravo! Ești aproape de checkpoint. Super, Bengos! Bengos până la os. Așa, și acum du-te, ai grijă. Tot așa sar, că și aici ai spațiu, să știi. Sar ca până acum. Ți-am zis că și acolo e spațiu? Așa, și acum trebuie să duci în partea stângă pe cufăr. Iar înapoi, mă întorc de unde am plecat. Da, dar pot să zic că te descurci excelent, pe bune. Eu deja nu mai pot să mai vin acolo în partea ta, cred. A, ba da, pot. Așa, și totul din mouse. Îți selectezi din mouse. Așa, ca să vezi perfect. Ce ziceți, coculișilor? Deci pe mine m-a impresionat. Hopa! Aproape, dar ai văzut? Stai că încet îmi revin eu. Încet îți revii. Cam târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Oricum ești la nivelul 6, deci pe bune. Super tare! Trebuie să duci pe cufăr. Acum da. Fixez direcția. Eu zic că e mai ușor de pe cufăr, știi? Sărim. Că... A, sar și în față. Spezi și în față. Ai sărit cam mult. Poți să te duci înapoi pe cufăr? Așa, și te întorci cu caracterul. În față poți să dai. Așa. Că el ia în față indiferent unde e mouse-ul, știi? Perfect! Super, super, super! Deja a început să învețe mișcările din mouse. Super tare! Uite, dacă vrei, vin aici și țin galerie. Hai că poți, știu că poți! Te descurci! Moment. Hai că-ți fac și loc. Așa. Încă un pic. Eu zic să stai cu mouse-ul ca să fie spațiu mai mic. Așa. Bravissimo! Și acum tot în față drept. Și ai grijă să sari și să mergi în același timp. Așa, perfect! Perfect! Super tare! Așteaptă. Impresionant! Încet, dar ajung și eu. Impresionant! Acum mă duc mai în dreapta. Da? Și să nu uiți la sfârșit că și acolo trebuie să sari, chiar dacă nu se vede spațiu. Așa, să fii cel mai tot timpul drept, e mai bine. Așa, perfect! Așa. Îndreaptă-ți mouse-ul. Așa, ca să fii paralel cu alea. Acum. Dar vezi că, așa, să vezi așa. Puțin mai de sus ca să vezi și spațiul ăla gol. Distanța. Super! Bravo! Și acum nu uita că și aici e spațiu. Hai că te trec eu la asta. Ai văzut ce s-a întâmplat? Exact aceeași chestie de data trecută. Uite așa, o să ajungi? Au, stai că am căzut că stau incomod. Da, incomoditatea. Poziția incomodă. Uite așa. În loc să apăs pe space... Apăs pe altceva. Sau vrei tu să sari de... Uite, te-am dus până aici. Ca să fim corecți.
Și sare exact ca până acum și, și tot în față. Bravo! Și hai pe file de cașcaval. Așa, checkpoint. Acum poți să ajungi pe asta albastră. Acum, hai că... Ia să vedem, vezi că asta e deja teșită, așa. Hai să vedem dacă reușești. Bravo! Acum să mai aleg direcția. Vin tot peste astea? Te duci... uite așa cum vin eu. Sar pe piramide? Da, da, da. Sar pe asta, la altă roșie. Mă duc ca să-ți fac spațiu. Să fac spațiu. Nu trebuie să te duci neapărat din vârf. De unde vrei, poți și de la mijloc. A, da? Și tot așa, când ești la margine, sari. Am ajuns la margine, da? Da, da, da. Bravo! Și acum te duci puțin mai sus. Ca să, e ca la... Era un joc Ninja Warrior, ceva de genul. Erau cu concurenți care participau, știi? Și trebuiau să meargă pe chestii dintre astea. Super tare! Stai că acum și ajungi la filia de cașcaval de la stage 8, cred. Perfect! Haide, 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 că țin cu tine, haide! Așa? Și să tot mergi. Hopa! Pe aproape. Un milimetru. Exact, dar te-ai motiva, nu? Da, încet, încet. Vezi să nu te duci înapoi. Te duci înapoi. Așa. Așa. Hai să vedem că sigur te descurci. Fac traiectoria. Că deja am văzut că știi care e faza. Deja te-ai învățat cu mouse-ul. Așa, și tot în față și... Opa, trebuia să dai mouse-ul puțin ca să vezi mai sus, asta, știi? Sus. Că era, nu erai chiar la margine, în partea aia. Trebuie să fii la marginea de verde, ca să ai atunci când sari, să cazi direct albastru, ca să nu cazi în aer. Acum, stai. Puțin mai la stânga. Că să nu te duci pe partea asta. Uite, ar trebui cam aici să aterizezi tu, unde sunt eu. Mm-hmm. Cam la mijloc, știi? Da, 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 stai să mai încercăm încă o dată. A, așa. Wait, cocolic și așteaptă. Nu, BM, scuze. Nu trebuie să dai save, că se salvează automat. Vezi că te duci înapoi, nu cred că ai vrea să te duci înapoi. Așa. Oh, te descurci. Mai la stânga. Așteaptă, că după aia dacă sari... Stai n-a... să... Stai să... Așa. Așa. Eu zic că e perfect, așa. Da, dar să iau un picuț. Așa. Și acum? Da. Să-mi iau zborul? Și să nu... Așa, ia zborul, perfect! Ți-ai luat zborul! Și acum stai să mă duc ca să-ți fac spațiu. Când tot așa mergi. Prima dată a mers așa de bine. Da, 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 uneori prima dată e cea mai faină. Așa și... Perfect, perfect! Și acum du-te puțin mai la stânga ca să nu cazi pe margine. Da. Perfect! Super tare în parcare! Bravo! Mai puțin și ajungi la filie de cașcaval. Ia să văd dacă ai reușit. Bravissimo! Hai că mai ești pe verde. Și ești, chiar ești aproape de felia de salvare. Okay. Așteptăm, așteptăm, așteptăm. Așa, și du-te mai la stânga să nu cazi. Stânga, așa, și acum te duci până la margine și să vezi că și acolo tot așa e spațiu. Asta e să mă înainte, așa. Să și să nu uiți la sfârșit, tot, tot să sari la sfârșit. Îmi dă un picuț în dreapta. Da, te duci până la margine. Mai dau un pas? Atâta, atâta. Perfect! Yes. Și acum hai repede, repede, repede să salvezi. Super tare în parcare! Și acum, uite, acum, acum sunt... dau save? Se salvează automat. A, se salvează automat. De fiecare dată când calci pe bucata asta de cașcaval, cum zic eu, se salvează acum automat. Urcăm iar pe... Acum nu trebuie să urci pe cufăr, vii direct aici, uite, pe pastile. Poți să vii pe pastile? Astea sunt descoperi. Alea, a, pastiluțele acum, acum. Alea. Așa. Ce distractiv! Chiar nu mă așteptam să te descurci așa de tare. Deja suntem la nivelul 8, cocolicilor! Și vezi că dacă cazi pe albastru, o să pici. Dacă cazi. Am picat. Ai picat. Trebuie doar pastiluțele astea să le atingi, că restul da, e caz din nori, știi? Bine, până o cad de 100 de ori, nu revin odată. Da, uite așa. Hai că zic că te descurci pe mine. Totul ține din mouse. Uite, să-mi aleg teritoriul, mamă. Exact. Traiectoria. Totul ține din mouse, așa, ca să vezi spațiul. Perfect! Uite. Acum trebuie să sar, cred. Da. Hopa, ai sărit puțin cam mult. E dimensiunea mai mică, pastiluța. Timpul în care stau cu degetul pe taste, mama. Trebuie să fie perfect. Asta la secundă. Da. Trebuie dexteritate. Tu vezi ce se află sus. Ia, uite-te ce se află sus. Ai văzut? Dacă dai pe așa și te uiți până sus. Wow. Ce e aia? Sunt capcane? Ce sunt astea? Sunt toate astea pe care trebuie să mergi. Toate nivelele. Wow. Ca să ajungi până la sfârșit. Imens, mama, imens. Imens, nu? Cred că sunt 1000 de nivele, dar noi facem câte reușim. Așa. Perfect.
Doar că ai sărit cam prea mult ai ținut pe W. Știi, trebuie să fie mișcarea scurtă. Acum am descoperit. Mișcarea scurtă la pastiluțele astea. Că de asta tot timpul ți le pune diferite, ca să nu te obișnuiești în același sens, știi? Și poți să-ți dai puțin mouse-ul mai de sus, uite așa, stai, uite cam așa, ca să vezi exact unde aterizezi. Așa, perfect! Și acum te întorci tot așa din mouse. Așa, și să-ți faci în față. Perfect, așa, asta trebuie să fie mișcarea. Și acum mai tot așa, space și W, dar scurt. Așa, perfect, și iarăși din mouse, space și W. Perfect, dar acum întoarce-te cu mouse-ul, că după aia ești prea la margine. Așa, și poți să mai mergi puțin ca să te duci pe mijloc. Mă duc în stânga? Du-te așa puțin în față ca să fii pe mijloc. Așa, și acum stai să plec eu de aici, ca să... Au, am căzut. Am pierdut. Din cauza mea. Nu, las că mă descurc eu. Uite, trec așa pe lângă tine, sper să nu te dau jos. Așa, și îți fac spațiu. Și țin galerie de aici. Țin galerie. Cum, e greu? Așa, perfect. Oare reușim să mergem până la următoarea bucată de cașcaval? Nu, sper că o să reușim. Așa. Ia. Tot așa, în față. Ideea este că, nu știu dacă mai avem atât de mult timp la dispoziție. Așa, tot în față, tot în față. Perfect! Space? Da, space și W. Să-mi aleg centru. Așa, bravo! Super tare! Vreau neapărat să adunăm aici cât mai multe cuculaicuri pentru mama, că merită. Nu. Te trec eu? Te trec până... Hai, stai că te trec eu până atunci. Dacă rămâne. Până la ultima, unde ai rămas? Chiar la ultima... Hai că, știi ce zic eu? Hai să te trec până la ultima. Ca tu să ai satisfacția să calci pe bucata aia de salvare aici și să vii la mine. Ia să vedem. Reușești? Bravo! Salvează! Este! Și acum întoarce ca să te vadă și abonații la față. Uite aici. Da. Așa, să fim amândoi doi învingători. Winners! Deci eu zic că ne-am descurcat super tare. Stai să facem așa ca să te vadă. Ce ziceți, cocolișilor? Mama s-a descurcat? Ziceți în comentarii. Începător. Ziceți în comentarii dacă mai facem, da? Ne luăm rămas bun? Ne-a făcut plăcere. Și ne mai vedem încă într-un video. Pa, nu uitați de coco like.